S-am zostat la lecție. Gata, gata. Bună ziua, vă salutăm din incinta Consiliului Raional a Nenii Noi. Venim cu o declarație comună la care o dăm citire. În calitate de aleși locali de Raiuna Nenii Noi, cu viziuni europene și care suntem în opoziție față de actuala coaliție monstruoasă la nivel raional, formată din exponenții PAS, PSR, MIR și SOR, analizând acțiunile și inacțiunile partidului de guvernament, suntem îngrijorați și de posibilitatea revenirii la putere a grupărilor criminale și a partidelor proruse, într-o care va opri procesul de integrare în Uniunea Europeană. Pentru a nu admite acest lucru, este nevoie de consolidare a dreptii europene. Ne exprimăm îngrijorarea față de situația social-economică din Republica Moldova, cât și de degradarea practicilor și acțiunilor politice manifestate prin coruperea reprezentanților puterii locale de către grupurile oligarhice, cât și de abuzurile unor reprezentanți al guvernării în raport cu aleșii locali. Odată cu apropierea legilor locale, unii reprezentanți ai guvernării actuale tot mai mult recurg la acțiuni care contravin principiilor autonomiei locale și descentralizării administrative. Printre acestea, putem enumera presiunea asupra candidaților din partea altor partide pro-europene să adere obligatoriu la PAS, iar în caz contrar, vor fi expuși. Localitățile respective sunt lipsite de finanțare a proiectelor investiționale, precum și eliminate din alegeri prin intermediul ANIU-lor și altor instituții de stat. Scopul acestor acțiuni este să nu admită apariția unei alternative și consolidarea forțelor pro-europene. Totodată, există intenții clare, sub paravanul reformei administrative, de a modifica cadrul legislativ pentru a prelua o bună parte a atribuțiilor APL-ului în favoarea guvernului, ceea ce va duce la subordonarea directă a puterii locale de către guvernare. Toate aceste acțiuni încalcă flagrant legislația națională și angajamentele internaționale ale țării în materie de autonomie locală. Pornind de la aceste realități, noi, aleșii locali din Raiuna Nenii Noi, am decis să ne unim forțele în jurul platformei DA, în alegerile locale, pentru a fi o forță mai puternică și pentru a nu admite preluarea puterii locale de către grupuri a căror interes este altul decât interesul oamenilor din Nenii Noi. Platforma DA este un partid cu tradiție de luptă împotriva nedreptății, cu o reputație bună, pro-europeană, care pledează cu adevărat pentru consolidarea autonomiei locale și descentralizarea reală, administrativă, financiară și politică. Pe această cale, invităm toți aleșii locali din Nenii Noi să adere la grupul nostru de inițiativă. La fel îndemnăm aleșii locali din toată țara să ne urmeze exemplu și să pășească pe calea consolidării unei alternative viabile pro-europene. În contextul acestei declarații vreau să zic că aici alături de noi avem consilieri raionali, avem consilieri locali, avem primari. Unii sunt aici prezenți, alții sunt pe cale să se apropie, să semneze această declarație. Noi vrem să spunem că am simțit presiunea care s-a pus pe aleșii locali, chiar și în cadrul proiectului Satul European, Satul Expres, adică toate lucrurile astea sunt vizibile, sunt simțite de noi la nivel de localități. De asta vrem, cu toată certitudinea, ca Republica Moldova să-și urmeze calea europeană și vrem ca toată dreapta să fie consolidat pentru a obține un rezultat calitativ pentru beneficiul țării. Bună ziua, stimați colegi, doamnă primar, vă mulțumim foarte mult și fiecare dintre dumneavoastră vin să vă mulțumesc pentru faptul că astăzi suntem aici împreună. Ne cunoaștem de mult timp, dar ne unește un lucru, că noi cei din Nenii Noi, cei prezenți aici și o parte care încă n-au reușit să se apropie, dar sunt partea echipei noastre și hotărâți de mult că unica cale de dezvoltare a țării noastre este Uniunea Europeană, integrarea noastră în valorile europene. Asta ne-a făcut ca noi să fim prezenți astăzi aici, să unim efortul a mai multor coechiperi de ai noștri, care până acum și astăzi încă fac parte din
anumite partide, am decis să fim aici. Am decis să mergem cu platforma DA în alegerile locale, pentru că de mult ne dorim să fim o echipă împreună. Chiar dacă pentru viitor avem încă multe lucruri împreună să le realizăm, avem încă deșlefuit pozițiile noastre în comun, pentru că la momentul reprezentării noastre în actualul Consiliu Raional venind din anumite partide politice, totuși scopul comun ne determină să mergem în pas cadențat, în alegerile care vin, să obținem un rezultat bun pentru Raionul Anenii Noi, în primul rând, și pentru Republica Moldova. Noi suntem cei de dreapta, cu viziuni pro-europene, vom susține în continuare integrarea europeană și vom susține toate valorile care ne reprezintă pe noi. Vă mulțumesc încă o dată tuturor colegilor și cred că de aici noi avem doar să creștem și împreună să reușim realizările și scopurile pe care noi le-am propus să le ducem la un bun sfârșit. Vă mulțumesc! Da, și probabil, stimați colegi, am uitat să-i prezentăm pentru public, în primul rând, pe cei aflați în sală. Vom începe cu doamna Elena Nicolaev, primar de Șerpeni, primar de al treilea mandat, domnul Alexandru Barbăroșe, bineînțeles, fost președinte de raion, consilier raional, ex-deputat, domnul Sergiu Budescu, consilier raional, doamna Neli Buruian, consilier raional, doamna Olesia Netea, șef de instituție de centru de plasament al bătrânilor din Calfa, domnul Valeriu Sava, președintele Asociației Forța Veteranilor Anenii Noi, domnul Valeriu Ilev, consilier raional și local, domnul Valeriu Coteț, ex-primar, șef de structură publică în cadrul Consiliului Raional, domnul Simeon Brânză, consilier raional și, desigur, vorbitorul Octavian Zelinski, ex-vicepreședinte de raion. Sunt președintele Mișcării Forța Veteranilor de Război din Anenii Noi și vreau să declar că noi, veteranii, susținem integral declarația făcută de partidele de dreapta din raionul Anenii Noi. Și ca în 2020-2021, noi, veteranii, vom participa la alegerile locale, vom susține tot ce este corect, anume pentru să avem un victor european și să nu avem pe al de șor, pe al de dodon și cei care ne-au trădat, ne-au furat. Vă mulțumim și îl zicem într-un ceas bun. Vă mulțumim. Cu Doamne ajută, înainte. Să înainte. Colegii care se apropie o să-mi da. Într-un moment am luat